Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această seară vreau să facem o etalare în iubire, să vedem ce urmează, ce vine către tine, cum ești tu acum, cum este persoana la care tu te gândești. Și să vedem, dragilor, este o citire colectivă, generală, valabilă atât pentru doamne cât și pentru domni, valabilă în momentul în care o găsiți. Și haideți să vedem ce văd, aceea vă spun. Haideți să vedem aici. Ghidare, am văzut încredere în ghidare. Probabil voi ați făcut o mare schimbare. Probabil v-ați schimbat persoana la care tu te gândești. Verifică semnele, se uită în trecut. Tu ești focusată pe creșterea ta spirituală, pe serviciul tău, pe cariera ta. Persoana la care tu te gândești nu vorbește. Ori te-a blocat, ori ai blocat-o. Este aici o tăcere. Voi visați la bucurie. Vă axați pe creșterea voastră și sunteți din ce în ce mai bine. Ați făcut o mare schimbare aici în viața voastră. Această persoană începe să vadă schimbările pe care voi le-ați făcut și privește înmărmurită, nu-i vine să creadă. Probabil aici voi sunteți persoane care ați acordat totul în această relație, iar persoana nu v-a oferit nimic în schimb. Tot ea este cea care a plecat sau care tace, care nu spune nimic. Da, între voi, oceanul, poate ați fost împreună în vacanțe, la mare, ați avut o conexiune foarte frumoasă. Aici, între voi, aveți încredere că ce vă transmite Universul în acest moment este bine, este o ghidare corectă între voi. Aici, probabil, au fost lucruri pe care a trebuit să le rezolvați. Întâlnindu-vă, ați rezolvat foarte multe karme, multe vindecări au fost aici. Doar că s-a terminat aici cu liniște. Este o tăcere între voi. Da, dar este un noroc, un ghinion deghizat aici, o binecuvântare care nu se arată din prima. Probabil această tăcere, această retragere a persoanei din mintea ta este de fapt un noroc deghizat. Poate că retragerea acestei persoane te-a ajutat aici pe tine să te schimbi la 180 de grade. Aici ai conștientizat, te-ai trezit cât ai putut tu să oferi unei persoane, totul. Și această persoană nu a conștientizat, nu a fost recunoscătoare pentru absolut nimic. Această persoană vine în genunchi, dragilor, la voi, să vă ceară iertare, să vă declare iubirea. Probabil aici ego a murit. Eliberare, predă-te și eliberează-te și predă-te. Eliberează-te de judecată, eliberează-te să te mai gândești ce a făcut celălalt. Eliberează-te de ce ai făcut tu, pentru că ai oferit prea mult. Aici poate fi o greșeală mai mare decât să nu oferi nimic. Pentru că în loc să-ți oferi ție prima dată, ai oferit altcuiva. Din iubire, din credință, din educație, din orice. Prima dată îți oferi ție. Da, acum visezi departe. Poate că te mai gândești la această persoană. Este o oportunitate mare aici. O șansă să poți ierta această persoană pentru că ai înțeles ce s-a întâmplat aici. Fă pentru tine lucrurile în acest moment. Ai un proiect creativ, poate și tu te gândești la ceva, îți iei mintea de la această persoană pentru că oricum această persoană tace. Iar aici este o mare schimbare în vânt. Dragilor, timpul să pleci, să te retragi din acest fel de gândire, acest mindset în care trebuie, dragilor, să oferim totul. Totul este pentru noi și apoi împreună cu alte persoane construim. Nu oferim totul și noi unde suntem? Trebuie să ne punem întrebările acestea de la început, pentru că sunt oameni care intră în viețile noastre și iau tot pentru că li se cuvine. Aici această persoană a înțeles că nu i s-a cuvenit, dar a înțeles în momentul în care s-a retras, a plecat, v-a blocat sau voi pe ea și acum privește în urmă și conștientizează că aici era bucurie,
Aici era speranță, era frumusețe. E timpul să lași în urmă aceste credințe. O gură proaspătă de aer. Da, eliberează-te, predă-te, eliberează-te. Pentru că tu aici ești într-o creștere spirituală, ești într-o poziție mult mai înaltă, ești pe un nivel mult mai ridicat spiritual decât această persoană, care și ea începe să vadă, s-a trezit această persoană. Vede doar dragostea pe care totuși a avut-o pentru voi, dar nu a conștientizat-o atunci. Avea un alt mod de a iubi. A crezut că veți fi acolo pentru totdeauna și poate că a fost indiferent aici și a fost o singurătate în doi, dar această persoană s-a trezit, dragilor. Aici aveți multe amintiri. Da, această trezire este o binecuvântare deghizată. Haideți să vedem ce a fost aici. Această persoană și-a mai cerut scuze și în trecut, dar nu au fost scuze adevărate. Această persoană nu a înțeles în momentul în care a venit și v-a cerut scuze acum ceva timp în urmă, când cuvintele erau, se vorbea, se discuta, probabil atunci erați împreună. Această persoană a mai călcat strâmb, a mai comis-o, dar și-a cerut iertare, dar nu a înțeles atunci despre ce este vorba. Și-a cerut iertare ca să nu vă piardă, conștientă fiind că voi aici aveți un potențial mare. Da, voi aici v-ați protejat. Multe fantezii. A fost frumos aici între voi, doar că a început o dramă aici. Probabil certuri, probabil lucruri care au fost aruncate unul celuilalt, ați aruncat lucruri negative. Aici această persoană a scos tot ce poate fi mai urât din voi. Nici voi nu ați știut că puteți să faceți niște lucruri, să spuneți niște lucruri, dar nici această persoană. Doar că această persoană era mult mai familiarizată. Voi aici v-ați retras probabil pentru că nu v-ați regăsit în acel fel de a fi. Da, nu poți să ai încredere în această persoană. Aici totul a dat faliment, totul s-a destrămat și voi v-ați despărțit. Din cauza acelor vorbe, din cauza acelor lucruri, aici este o situație care merită investigată, pentru că nu s-a terminat între voi. Pentru că ce a fost între voi a fost o reglare de conturi, de karme. Voi a trebuit să învățați să vă iubiți pe voi, ceea ce acum faceți, sunteți într-o energie crescută a bucuriei. Iar această persoană a trebuit să învețe să respecte, să iubească, să se iubească, pentru că această persoană pe ea nu se iubea foarte mult. Dar nici voi, pentru că i-ați oferit acestei persoane totul. Aici au fost niște reglări de karme. Dragilor, voi v-ați învățat foarte bine lecțiile, dar și această persoană. Tu te-ai schimbat să vezi această persoană. Nu mai este sigură de nimic. Dacă această persoană credea că este în mijlocul universului, acum a coborât multe trepte, până jos de tot, dându-și seama unde este de fapt. Pentru că această persoană s-a trezit și s-a trezit singură, într-un necunoscut, între umbre, între oameni cu aceeași vibrație la fel ca această persoană. Și s-a cam speriat această persoană, pentru că aici lumina voastră dispăruse. Da, dorește această persoană să vină alături de voi să vă spună cu toată viteza, cu tot adevărul, cu toată sinceritatea. Aici această persoană a fugit, dar acum fuge, dar spre voi. Da, îmi place aici această energie. Voi vă vedeți de creșterea voastră. Această persoană nu-i place ce a descoperit în propria persoană. Investighează, vede,
se gândește cât de buni, cât de primitori și calzi erați voi, cum se simțea atunci în brațele voastre și nici măcar nu acorda atenție acestor îmbrățișări, acestor lucruri importante, dragilor, din viața noastră. Oamenii au nevoie, avem nevoie de îmbrățișări, avem nevoie de cuvinte calde. Voi ați acordat acestei persoane totul, dar această persoană a fost indiferentă. Acum se urăște pentru acest lucru, pentru că nu a știut să fructifice toată iubirea pentru, pe care a primit-o. A aruncat iubirea la gunoi. Acum o caută prin gunoi, dragilor, pentru că și acolo mai este o speranță. Da, din păcate, această persoană și-a dat seama că a fost toxică. Poate că avea și unele îndeletniciri sau după ce a început să conștientizeze, a început să vadă că nu sunt chiar așa lucrurile cum a crezut. Această persoană a căzut din copac și a căzut și s-a lovit rău. Da, și-a dat seama că nu a făcut ceea ce trebuia. Și-a dat seama că jocul s-a terminat. Game over. Da, păcat aici. Această persoană știe ce a făcut. Știe că v-a lăsat aici într-o durere. Iar acum trăiește același lucru. Această persoană este jos. Da, această persoană se schimbă în acest moment. Această persoană caută tot felul de adevăruri despre propria persoană, ceea ce este foarte bine. O persoană care a primit totul și nu a oferit nimic. Deși să știți că această persoană vă iubește mult. Însemnați mult pentru această persoană, dar probabil acestei persoane i s-au livrat tot timpul pe tavă tot felul de lucruri și atunci a considerat că îi se cuvine. Da, s-a autoeliminat această persoană prin nefericirea ei, prin indiferența ei. Această persoană pur și simplu a renunțat la paradis. Aici avem soarele. Această persoană a plecat din sânul cald al familiei, fără să se uite în urmă. Când a ajuns unde a ajuns, a întâlnit iadul. Da, și-a dat seama că este o persoană singură, poate fi aici în zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și începe să vadă semne. Multe. Să se gândească la cum poate să se întoarcă. Da, a gustat momentul singurătății, a eliberării, a libertății, dar a fost pentru o fracțiune de secundă. În secunda 2, această persoană a conștientizat că nu mai are un număr cald pe care să plângă, căruia să îi se plângă, nu mai are pe nimeni alături care să îi ofere un zâmbet, o îmbrățișare, o vorbă frumoasă. Da, aici este un împărat, o persoană rigidă, Taur, Fecioară, Capricorn, berbec, da, o justiție care se face. Și se face o justiție corectă, pentru că aici au fost multe lacrimi. Voi ați vărsat multe lacrimi. Ce nu știți voi este că această persoană varsă acele lacrimi amare acum, în acest moment în care își dă seama că va pierde definitiv și nu găsește un sens, nu dă un sens vieții sale fără voi. Vedeți, aici aveți un as de bâte. Ce își dorește această persoană? Să reînceapă totul de la zero, să șteargă cu buretele totul și să vină către voi. Să asculte tot ceea ce aveți să-i spuneți. Doar că este teamă acestei persoane de
reacția voastră. Știe că nu are niciun fel de scuză această persoană. Da, știe. Iar voi sunteți aici, în acest moment, regine de săbii. Nu mai acceptați niciun fel de cuvânt de iertare, de pentru că nu mai credeți această persoană. Dar această persoană vine acum sinceră către voi, dragilor. Gemeni, vărsător, balanță. Da, nesigur, această persoană nu a știut ce să vă ofere la momentul potrivit. Lumina s-a stins, povestea s-a scurs, lacrimile au încetat, iar voi ați crescut aici energetic și v-ați reinventat. Da, multe lucruri are această persoană să vă spună și se gândește la atingerea voastră, la îmbrățișarea voastră, poate aici dansați împreună sau voi vroiați să dansați și această persoană tot timpul vă refuza, avea tot timpul altceva de făcut. Regretă, regretă enorm. Da, văd aici și zodii de apă, și zodii sunt energii multe, au fost sentimente multe, au fost lucruri spuse, nespuse, trăite, netrăite, mult tumult între voi. Da, între voi poate să se rescrie o poveste. Acum depinde de voi. Da, visează această persoană la voi. Visează pentru că vă iubește această persoană și dorește echilibru, dorește împăcarea, dorește sfârșitul acestei tragedii, acestei drame și începutul unei povești de iubire ca la carte. Da, interesantă această citire. Aici ți se spune să te eliberezi și să te predai. Dacă sufletul tău îți spune că persoana este persoana potrivită și poți, consideri tu că merită să-i mai dai o șansă, mai oferă-i o șansă dacă nu mergi mai departe. Orice ar fi, asumă-ți riscul. Da, este o persoană care a conștientizat, este o persoană rănită în orgoliu, orgoliul a murit acum. O persoană care a avut totul. Această persoană a învățat multe lucruri din această relație. Haideți să vedem și de aici. Vreau să văd niște zodii care se confirmă. Doi de cupe, dragilor. Această persoană vine către voi, știe că sunteți cu un pas înaintea ei. Roata norocului, lumea, wow, ce frumos! Da, tot împăratul, aici este o persoană care nu a vrut să lase garda jos deloc și 8 de cupe și a plecat, pentru că voi aici ați dat tot felul de argumente logice, i-ați spus, ți-am oferit totul și tu nu ai făcut nimic, nu ai ridicat un deget. Iar această persoană s-a retras, tot ea, acum regretă enorm, tu te-ai schimbat mult, mult aici. Dar să vezi această persoană total schimbată, roata norocului, la polul opus, vine în genunchi să-ți ceară iertare, să-ți declare iubire, să-ți propună o iubire ca în basme, ca în filme. Da, își dorește această persoană. Întrebarea este dacă și poate, pentru că aici această persoană a călcat strâmb mult, greu, urât. Regele de săbii, o persoană care acum în mintea acestei persoane este răul pe care vi l-a făcut, a conștientizat, își dă seama ce a făcut. 8 de săbii, noaptea minții, nu mai vrea să facă aceste lucruri, știe că nu meritați, voi sunteți un suflet bun, îndrăgostiți-i. Văd foarte mult berbec și gemeni în această etalare. Poate fi și zodie de pământ, poate fi și vărsător. Sunt aici multe zodii. Îndrăgostiții, vă invit această persoană la o cină romantică, undeva unde vouă vă plăcea foarte mult să mergeți și această persoană n-avea niciodată timp sau era permanent ocupată. Acum poate. Și aici nebunul. Dragilor, e frumoasă această citire pentru că această persoană a conștientizat, dar este important să nu cădeți în plasa nimănui. Dacă voi aici v-ați eliberat, v-ați predat sufletului vostru, ați urcat energetic, țineți-vă locul. Dacă această persoană vine în energia voastră, primiți-o cu brațele deschise.
dacă vine tot ea și impune condiții, deși este în genunchi și vă cere iertare să o reprimiți înapoi, mai gândiți-vă o dată. Da, este o citire frumoasă, dar este o citire în care voi ați suferit aici mult, vreau niște sfaturi pentru voi. Vine în genunchi această persoană. Vedeți cât de falnică era această persoană, poate este sportivă, poate face aici, văd sportivi mulți, poate își antrenează corpul, poate merge la antrenamente, poate chiar este un sportiv, un antrenor sau poartă haina statului aici. Da, persoană atletică, persoană frumoasă fizic. A crezut că această parte frumoasă se vede și la interior. Dragilor, interiorul lucrăm cu multă bunătate și multă sârguință și cu multă deschidere. Trebuie să ne iubim mult ca să emanăm iubire. Progres, da, se poate. Această relație poate să renască. În fiecare zi tot mai mult. O viață pentru iubire. Dacă voi iubiți această persoană cu tot sufletul vostru, să știți că și această persoană vă iubește cu tot sufletul ei. Întrebarea este cine poate să depășească aceste momente și dacă această persoană va acționa conform sufletului său sau tot conform celor știute și făcute până acum. Aveți aici o trezire, o conștientizare. Da, aici văd limitări. Ați pus limite sănătoase. Este foarte bine. Sunt limite sănătoase. Înainte să puneți limitele sănătoase, această persoană a venit și a luat totul. Acum aveți limite sănătoase. Dansați în ritmul vieții. Este frumos. Mesajele sunt foarte frumoase. Ești maestru proprii tale vieți. Aici tu clădești destinul tău. Dacă această persoană este pentru tine, cu siguranță vei ști și o vei primi cu brațele deschise. Dacă tu consideri că te-ai eliberat și ai făcut cea mai bună alegere din viața ta, rămâi cu tine pentru că aici cu siguranță vei întâlni persoana potrivită. Rămâi în lumină. Această lumină las-o să radieze. Pentru că iubirea apare. Dacă este această persoană, voi veți hotărâ. Dacă nu, vine o persoană la fel de luminoasă ca și voi. Da, frumos, vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!